Bine ați venit! Sunt într-o sâmbătă de vară frumoasă, sperăm să nu fie foarte călduroasă, pentru că activitățile de astăzi se vor desfășura până de seară, târziu, și vă invit să ne fiți alături pe parcursul acestei zile. Vom începe cu oferirea de daruri primite de la sponsorii noștri pentru toți copiii din comunitate și de în afara comunității care sunt prezenți. După care vom dansa, ne vom distra. La ora 12:30 va începe festivalul organizat de grupul de acțiune locală Ștefan cel Mare, cu spectacole oferite de ansamblu profesionist Constantin Arvinte, copii din comuna Țuțora, copii din comuna Ciortești, copii din comuna Dobrovăț, copii din Moldova și mulți, mulți alți artiști pe care voi îi veți descoperi în momentul în care vor urca pe scenă. Am în spate meu o armată de voluntari și vă rog să-i aplaudați, pentru că împreună cu ei veți, în această vară, veți avea mult de treabă. Da? Vom face tabere, vom face acțiuni, activități și trebuie să le avem alături. Și eu vă mulțumesc, copii, pentru că vă faceți timp să ne sprijiniți. Sprijiniți pe Bianca Săcăleanu, care și ea merită niște aplauze pentru că reușește să vă adune. Și acum o să invit alături de mine și sponsorii, pentru că fără ei nu putem să ne desfășurăm. Avem reprezentat societății Agroverd. Vă rog, domnul inginer, să veniți alături de noi. Avem o echipă de oameni inimoși de la Lions, pe care îi invit să urce pe scenă, împreună cu domnul profesor dr. Georgescu. Rog să-i aplaudați. Urcă-l și pe copilul. Ai urcat copilașul sus pe scenă, că nu-i interzis scena. Cine vrea să urce pe scenă, poate să urce, da? Și voi, copilaș, cine vrea să urce, dar numai ca să încăpem toți, puteți urca pe scenă. O să vă întrebați de ce azi și nu pe 1 iunie. Domnilor, haideți, Grigorovici, mă scuzați, domnul doctor Grigorovici, emoțiile, pentru că totdeauna emoțiile au prioritate în fața tuturor situațiilor în care ne aflăm. Haideți, copilași, haideți, urcați pe scenă, urcați! Scena este a voastră, până la 12:30 este scena voastră, da? Am spus, o să întrebați de ce astăzi și nu pe 1. Pe 1 iunie, știți că toate cadrele didactice sunt în grevă, mai puțin grădinița de la Sora. Nu am angrenat școala în aceste evenimente. Este efectiv activitatea primăriei și pentru că am avut solicitare din partea grupului de acțiune locală de a organiza acest festival la Sora, am spus să le cumulăm și să participăm împreună și să organizăm această frumoasă zi. Eu încep cu mulțumiri. Mulțumesc Societății Comerciale Agroverd, mulțumesc Societății Lions pentru sprijinul acordat. O să primim pachete pentru copiii de grădiniță de la Lions și pachete pentru copiii de la școală de la Agroverd. Deci copiii de la grădiniță vor merge în stânga, unde vor primi jucării și un dulce. Și cu acei copiii de la școală vor primi pachetele oferite de colegii mei de la primărie. Dau cuvântul domnului inginer de la Societatea Agroverd, care să-și prezinte și transmită gândurile societății pentru dumneavoastră. Vă rog, domnul inginer. Bună ziua și bine v-am găsit. Pot să zic că este un eveniment foarte frumos. Vă doresc copiilor vacanță plăcută.
să fiți cuminți, să ascultați de părinți, de bunici și să nu uitați să mai deschideți și cărțile în timpul vacanței. Vă doresc vacanță plăcută și distracție plăcută. Este un eveniment foarte frumos și mulțumim și domnului primar. Mulțumim, domnul inginer. Aplauze pentru domnul inginer și pentru societatea Agrovert. Mulțumim. Domnul doctor Grigorovici vine și transmite mesajul din partea clubului Lions, dar dânsul știe foarte multe despre acest club. Eu sunt într-a doua activitate cu dânsii. Sincer, nu m-am documentat foarte bine decât am zis ce poate să-mi oferi, pentru că așa sunt primarii. Trebuie numai să primească, îi oferă mai puțin. Vă rog, domnul doctor. Bună ziua, copii! Bună ziua, locuitorilor comunei Fisora! Sunt în mijlocul vostru. Mulțumesc domnului primar că ne-a invitat. Noi suntem un club de voluntariat, se numește Lions Iași 2000. Suntem câteva inimoși care vrem să facem comunității în care trăim. Lions înseamnă cea mai mare organizație de voluntariat din lumea asta. Sunt jumătate de oameni care sunt peste tot răspândiți în lume și care vor să facă bine. De aceea și noi astăzi, în virtutea faptului că Domnul a spus că 1 iunie s-a translocat în această dată, noi ne-am gândit să venim la voi și să facem o mică bucurie copiilor acestei comune, atât cât putem și noi. Vă mulțumim și vă dorim o zi cât mai frumoasă, numai bine. Mulțumim tare mult, domnul doctor. O asemenea activitate nu putea să nu fie și mediatizată la nivel local și mai ales la nivel național și avem ca partener media în această zi Tele Moldova, reprezentantă de domnul director Petru Frăsilă, un prieten al comunei Țuțora și pe care îl să vă adreseze câteva cuvinte. Vă rog, domnul. Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem onorați că iată împreună cu dumneavoastră vom mediatiza, vom prezenta ceea ce se întâmplă în această comunitate pe care o cunoaștem de o viață, de o viață a unora mai mari de aici, de pe scenă. Și onoarea noastră e că vom oglindi ceea ce face dumneavoastră bine și frumos. Vom face asta la nivel național, o să vadă și cei de la Chișinău și cei de la București. Așa că nu vă doresc decât să fiți tineri și dumneavoastră cei mai vechi de aici, la fel de entuziaști și de dinamici ca cei de pe scenă. Mulțumesc, domnule primar, felicitări, domnule doctor, domnia sa este un mare chirurg, un om de elită a comunității academice ieșene, președintele asistent guvernator, cred, Lions Club, o instituție, până la urmă, care face bine acolo unde poate și unde poate să se implică. Așa că nu vă doresc decât weekend plăcut, domnule primar, sunt oraș și vă doresc succes în ceea ce face dumneavoastră aici. Mulțumesc, domnul director. Vorbă multă, sărăcie multă, dar noi acum, în rit de muzică, DJ muzica, copiii coboară pe categorii cum v-a rugat grădinița în stânga, școala în dreapta, pentru a primi pachetele pe care noi bine am pregătit. Și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, așa, așa. Și-mi lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Ține pasul, accelerăm. Atențiune, accelerăm.
așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, așa, așa. Și mustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, așa, așa. Și mustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Așa, 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 și cumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bale ușa casei, așa, așa, așa. Și nu-ți vreți mandofi, așa, așa, așa. Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și cumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bale ușa casei, așa, așa, așa. Și nu-ți vreți mandofi, așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Suntem, stimați telespectatori, în Comuna Țuțora. Suntem, de fapt, în Căminul Cultural Lions Club International, prin viceguvernator, domnul profesor dr. Alexandru Grigorovici, prin prietenii de bază, președintele clubului Lions Club, domnul Radu Grădinaru, domnul consul al Franței în România, și domnul Mazilu, antreprenor, nu? Și secretarul clubului. Bine ați venit, bine v-am găsit, de fapt, că noi am dat peste dumneavoastră. Felicitări, ați stat de oră cu copiii, le-ați oferit cadouri. Mulțumim. Ce putem să vă spunem? La invitația domnului primar a Comunii Țuțora, noi, clubul Lions Iași 2000, unul din cele două cluburi de la Iași, care fac parte din această mare organizație de voluntariat, cea mai mare organizație de voluntariat din lume, Lions Club International, care are statut de țară la Organizația Națiunilor Unite, are reprezentanță la Organizația Națiunilor Unite. Noi încercăm să facem bine, așa cum fac toate organizațiile de voluntariat. Clubul Lions Iași 2000 a fost peste tot în județul Iași cu ocazia Zilei Copilului și aici la Țuțora am venit fiindcă domnul primar ne-a spus că nu a organizat de 1 iunie, organizează astăzi pentru copii această sărbătoare care trebuie să ținem cont de ea, că e viitorul nostru, al tuturor copiii. Ca să zâmbim, în vremea comunismului, Joia Tineretului se întâmpla vineri, miercuri, da. Asta așa ca să... Acum... Nu, am vrut doar așa să... Da. Da. Și atunci am adus jucării pentru copii să le facem o bucurie. Da. I-am văzut asta... cum reacționau. Noi avem și imaginile că v-am spionat, ca să spunem așa. Noi am mai încercat chestiuni de genul acesta cu haine, cu alimente și cu jucării. Întotdeauna bucuria cea mai mare este pentru jucării, pentru copii. Da. Sunt onorat să vă întâlnesc la toate evenimentele importante, domnule consul. Și iată că sunt onorat că sunteți aici implicat. Nu? Mai aveți în mandatul acesta, durează un an, nu? Sau cum? Da, mandatul de președinte al clubului local Iași 2000, Lions Iași 2000, e până la sfârșitul lunii iunie și sunt bucuros că, iată, în mandatul meu se întâmplă acțiuni de genul acesta, legate sau nu de ziua de 1 iunie. Suntem aici foarte fericiți că putem aduce o rază de soare, un zâmbet de copil, acel zâmbet pur, inocent, autentic, și am văzut astăzi astfel de zâmbet. Suntem aici pentru a primi înapoi satisfacția acestui zâmbet. Și mulțumim celor care ne-au dat ocazia să fim generoși. Asta e misiunea Lions, asta e filozofia Lions, să fim generoși cu cei mai puțin, celor cu cei cărora soarta le-a surâs mai puțin în comunitățile noastre. Domnule Mazilu, din câte știu, sunteți antreprenor. Da. Cu siguranță ați pus umărul, că așa trebuie să fie cineva care și pune umărul financiar, ca să spunem așa, dar sunteți și secretarul, din câte știu. Da. Lions Club Iași, da, la nivel național, pentru că am avut și guvernator, doamna Mirela Grigorovici. Da. Cum e postura dumneavoastră de secretar, care e importantă?
Bineînțeles că este foarte importantă. Cred că cel mai mult contează să-ți dedici timp, să-ți aloci timp pentru a face fapte bune. După cum au spus și colegii mei, astăzi a fost a 15-a acțiune cu jucării. Am intenționat să aducem ocazia zilei de 1 iunie cât mai multe bucurii copiilor, să-i facem fericiți. Am ajuns în locuri foarte, foarte dificile. La o primă imagine te impresionează profund. Unde ați mai fost? Am fost la centrele sociale din Iași, pe CEA Roseti, pe Mitropolit Veniamin, în Galata, la centru social. Instituționalizați, la copii instituționalizați. Da. Care efectiv te impresionează la prima vedere și cu siguranță vom reveni la toate la care am fost și bineînțeles neapărat la Ancar, unde într-adevăr copiii de acolo merită să revenim cu siguranță, ca toți ceilalți de altfel. Cum se împarte voluntariatul cu business-ul? Îți faci timp pentru toate. Este timp, dacă ești un organizator bun, deși ca secretar vă spun că este multă treabă. Cu toate că și la mine se termină mandatul odată cu cel al președintelui. Transmiteți frumoasa, povara altora la fel de valoroși, nu? Că așa e regula. Bineînțeles. Abia aștept să îl ajut pe următorul secretar al clubului. Și pe următorul președinte. L-a stabilit deja? Ba da, sigur, am avut alegeri democratice și avem următorul președinte, care din păcate nu a, din motive obiective nu a putut fi prezent astăzi, dar este de asemenea un om de afaceri, inimos. Și ați întrebat cum se împacă, știu eu, viața de antreprenor sau condiția de antreprenor cu cea de... Vreau să fiți implicat în activitatea economică, e clar. Da, și eu sunt antreprenor. E o completare. Deci, să știți, oamenii de afaceri și cei care fac profit, să spunem, sau fac o activitate comercială, au nevoie de a da comunității, de a da ceva înapoi oamenilor. Până la urmă, e o completare firească a vieții personale a fiecăruia dintre noi. Domnule viceguvernator, închei cu dumneavoastră. Sunteți un chirurg de excepție. Noi sperăm să nu ajungem la dumneavoastră, mulți din cei care urmăresc acum emisiunea, dar dacă ajung, îi faceți sănătoși, ca să spunem așa. Chirurgul este foarte ocupat. Vă întreb la fel ca și pe domnii colegi. Când și cum vă găsiți timp? Știți, eu am stat și m-am gândit că într-o carieră de chirurg de 40 de ani am făcut bine la vreo 20.000? 25.000 de operații, cam atât. Acum încerc să fac bine câtorva sute de mii sau poate chiar milioane. Încercând să intru în staful de conducere al acestei organizații și am reușit acest lucru. Anul acesta vă dezvălui că am fost ales ca viceguvernator 2, deci peste 2 ani de zile voi avea funcția executivă cea mai înaltă din această organizație la nivel național și atunci voi încerca să fac bine la 25.000 de oameni pe zi, poate, sau pe o săptămână. Da, pentru că îi veți pune în priză, să spunem, pe ceilalți colegi. Aceasta este logica pe care am folosit-o încercând să intru în această organizație de voluntariat la nivel executiv. Eu vă înțeleg, chirurgii, fie că sunt pianiști sau pictori, fie că ascultă multă muzică, de obicei clasică, dar iată, dumneavoastră v-ați găsit și proiecte sociale, dar cu muzica cochetați sau doamna mai mult, că ea a fost și guvernator? Cochetăm și cu muzica, cochetăm și cu turismul, încercăm să vedem montan. Lumea asta. Nu neapărat montan. Turismul montan, am aici un profesionist în turismul montan. Da, da.
Noi încercăm să vedem cât mai multe lucruri din lumea asta și în același timp, împreună cu Lions Club International, mergem la evenimentele internaționale care, care dau o notă în plus României până la urmă. Sigur că da. Noi suntem, de fapt, un avampost al publicității României în lume. Ceea ce este foarte important. Și în România oameni, nu? Cum e zic ala. Sigur că da. Nu pot să nu-l întreb. Cum e să privești la înălțime? Unde e cel mai înalt munte pe care ați fost? În afară de Ceahlău, mă gândesc, nu? Exagerăm. Îmi place mișcarea și încerc în felul ăsta, știți, să păcălesc timpul și vârsta, să mă mențin cât de cât într-o formă fizică bună. Bun, am făcut drumeții, am făcut cam toți munții din România. Mai puțin în afară mai cu teleferic. La ticulă, că tu știu că eu sunt și nemțean, ca să vă ducă pe Himalaya și să vă și coboare. Nu mai am vârsta, nu mai bat până acolo. Da, eu vă doresc mult succes, domnul Mazinu, să mă bucur să vă revăd aici la muncă și vă doresc succes. Mulțumim foarte mult și în același timp mulțumim și districtului 124 România pentru susținerea noastră. Mulțumim și succes. Să ne vedem cu bine la următoarea, da. Care va fi când? O să vedem, cât mai rapid posibil. Avem o tabără de diabet săptămâna viitoare. Să știm. Da. Că poate... Deci va fi la Motel Bucium de joi până duminică, joia viitoare. Da? Așa ce că faci acolo? Vor veni copii bolnavi de diabet și cărora le-am făcut un program cât mai complet. Cu ajutorul domnului Pușcașu și culinar, că ei trebuie să-și mănânce ceva, cum spune medicul. Să mănânce ceva deosebit, adică nu mănâncă orice. Regim. Da. A fost o discuție. A fost o discuție pe care să o continuăm și cu altă ocazie. Vă felicit încă o dată și succes. Mulțumim. Numai bine dumneavoastră celor de acasă și multă sănătate. Lions Club. Thank you.
confident you never get declined. Man come off and beg you take time. Conce and Steph London. Que no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Pero sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Viviendo fuego en el suelo, pintando estrellas en el cielo. Y te diré lo que quiero si tú te quedas conmigo. Top down, all in your town, we live it up. Still got an attitude and I don't give a what. Tell the DJ I'm on it, pull up when we pull up. We ain't seen better, y'all I get take up. Then my move flows, so they done just better. You know we never lie. Pull up to the front, but we coming through the back. Yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta. Te gusta, te gusta. Bebiendo fuego en el suelo. Pintando estrellas en el cielo. Calypso, un, dos, tres, 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 Calypso, un, dos,